de astăzi. Conformitate din dispoziția primară din comunii numărul 456 din 23-11-2018, vă invităm să participați la lucrările ședinții ordinare a Consiliului Local Comunal ce va avea loc în data de 29-11-2016 la sediul primăriei comunului Sășbuiect în sala de consiliu. Ordinea de zi este următoare. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărbunei și Sărbunei pe anul 2018, inițiator prin al comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului de funcții, inițiator prin al comunei. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de dare în administrare școala gimnazială în locul Sărbunei și Sărbunei, imobilul construire școală P+1, și centrală termică, Sărbunei, comuna Sărbunei și Bacău, inițiator primarul comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului ocupațional pe anul 2019, inițiator primarul comunei. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință inițiator primarul comunei. Și punctul 6. Diverse. Dacă sunteți de acord, cu ordinea de zi. O să supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Trecem la ordinea de zi astăzi. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Sărbunei, județul Bacău pentru anul 2018. Inițiator primarul comunei. S-au primit de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău 35.000 de lei, reprezint finanțarea de asistență personal și a persoanelor cu handicap 33.000 de lei, adică 330.000 de lei. De asemenea, la școală, construirea P+1 școală și în ședința anterioară s-au mai luat niște bani, au rămas bani foarte mulți la construcția și execuția școlii. S-a mărit contractul cu încălzire diverse și neprevăzute, au rămas încă 95.000 de lei, care s-a repartizat pe doar o copie astfel. Unitatea școlară a avut datorie de 86.000 de lei, am în vedere că Ghemon a venit cu o factură de 18.000 de lei, pentru că în cazul nu au fost plătite pe calcule, mi s-au efectuat alte calcule, trebuie să mai dea încă 18.000 de lei. 26.000 de lei s-au luat pe școală, plus încă 14.000 tablouri și alte elemente, obiecte de inventar către școala de Ușești. De asemenea, s-a mai dus pentru dată organizarea de sărbători cu Codovoia Vladu și al Crăciunului 15.000 de lei, iar pentru școala de Ușești pentru finalizare nu s-a depășit valoarea de riziu general, asta includă și tablouri de lăsă și întrebuțe, care sunt de 19.9%, au fost mai mult din 34, colaborată cu HG900. Unde fost mărit valoarea contractului până la 50%, dar având în vedere că noi suntem pe bugetul 34, s-a mărit valoarea contractului cu 19,9%. Adică aceste lucrări sunt de strictă necesitate, aleile din jurul clădirii nu au fost prevăzute în contract, și ele sunt lucrări care trebuie să neapărat executate. De asemenea, acești 41.000 de lei care au fost aruncați către școala de Ușești, se preconizează, nu știu care este valoarea, se preconizează ca în jurul terenului de formă să se realizeze un pătrundere cu cât 80-83 mm, astfel încât se poată asigura forma pe terenul respectiv. Dar toate aceste cheltuieli, inclusiv terenul de formă, inclusiv aleile, inclusiv lucrările de execuție, secțiile un constructor, inclusiv lucrări de execuție în drag, nu au depășit valoarea de viziune generală. Adică, nu s-a depășit valoarea de viziune generală. Așa este. Mulțumesc, domnul Tudor. Discuții clar, dar materialul de prezentat. Domnul Brân. Vreau să fac o observație, așa? În legătură cu rectificarea să merge. Are nu s-ar găsi o soluție ca să punem niște bani din care să cumperi cele necesare pe bazări. Sala asta în care ne aflăm acum nu are măcar nici un steag. De asemenea, am văzut că steagul de la școală sunt vechi și practic acolo. Steagul de aici care le avem e unul singur și mai mult intern. La Casa de Cultură, în partea zlată, nu avem niciun simbol. Având în vedere că suntem în anul centenar, de că puteam face un efort, așa, la poliție.
La fel, nu are niciun simbol. E, nu știu cum, parcă suntem undeva la capătul lui. Cred că s-ar putea face un efort, să cumpărăm câteva materiale ca să existe simbolurile naționale într-o instituție a statului. Da, e vorba de aceea nu există, pentru că sunt destule sume, adică sunt sume care pot fi acoperite, dar din ceea ce aduc eu aminte, de cam așa de timp când eram primar, una dintre stații pe care a fost, este, a fost de a găsi de a pe Nu, foarte greu să găsești acel, nu știți? Păi noi când punem banul la rectificare de buget, pentru asta, pentru lucrurile astea să găsesc. Ca să nu mai vorbim, avem plăcut. Acum 4 ani, din ăla dintre atribuții a fost să găsim, dar i-a adus să punem pe toți, pe toți stâlpii, nu spune loc. Și țin minte că ai căutat, dar căutat, ai căutat peste tot și nu s-a găsit. Nu s-au găsit bani. Bani nu s-au găsit, că spunea bani. Doamna contabilă, nu avem bani de fapt, nu avem bani de fapt. O cumpărat de la bibliotecă, știu că o cumpărat de doamna, domnul a cumpărat nu știu câte, 3-4 spiaturi. Așa au fost date înapoi, cred că, da. Da. Nu zic de rău. Zic de că la un moment dat ai căutat foarte mult și... Am căutat, dar bani n-am găsit. Acum ești pe felul care face steamul. Da, steamul poate vine și orice firmă de confecție. Da, noi am fi fiind atunci să le facem noi, dacă le ține ele. Da, am căutat o soluție ca să confecție nu mori. Dar să minte că nu găsisem decât, nu mai știu cât țin minte, dar știu că au căutat și erau un grup mai mult. Ați spus de finanțare, nu știu. Cred că bani, nu. Se poate să facem, știu, tot. Da, bani. E o soluție de vorba, nu bani, dar nu știu. Și o idee bună, dar nu... Da, bani ce de la lucruri cu da, dar voi ne mai urmează. Pot pune câteva astea. Da, pot câteva astea. Deci, imediat căută, de exemplu, dacă le ducem la Jumbo, găsim seama. Și lucruri bune, se poate afirma, în Verșești, aproape jumătate din sat este în șartier. Acum a fost de jumătate de ori cu domnul primar, școala aproape finalizat, zidul din sprijin care se pregătește drumul pentru asfaltare, cred că până primărul vara e gata și zidul din sprijin și pregătit pentru asfaltare. Lucrurile extraordinare, mai ales infrastructura. Dar asta zice la nivel seama, acum vorbim de... Da, sunt de la Jumbo, deci... Știi, trebuie să vin cu ideea să spuneți și eu sunt dat de la, adică nu spun că sunt bani, adică... Nu știu cum înseamnă că nu trebuie bani. Hai, nu zic că nu. Da, vedeți, puteți să-mi transmiteți un telefon, mă ia niște scale și eu când vă la niște scale. Păi, niște scale, foarte greu, adică... Acum, foarte greu, vă dați seama. Chiar domnul Rupeș zicea, mai am foarte multe lucrări să le finanțez. Sincer să fiu, acum am venit pe postel să-mi ia niște pastile, nu mai. Atâtea de multe lucrări să finanțez. Deci, chiar acum am luat cuvântul la copii. Da? Parcă a fost predesenat să deschizi două școli în săptămâna centenară. Două școli, adică și Vercești și Sandueni. Două școli imense au necesitat lucrări foarte imense. Valorul lor sunt foarte mari, 13 sau 13.500 de reșești și școasa, nu știu, 8.500, 8 miliarde, nu știu dacă. La sfârșit, vă vedem, că sunt 23 de miliarde, 24, 22 de miliarde. Este greu și mai mult de atât să-ți plece și constructorul, mai mult de atât să reactualizezi totul, ce ai făcut, ce bani trebuie să-ți mai dai, să te ceri și cu executantul. Adică omul avea de frate, am urmat de frate, de frate, niște bani. Este greu, adică trebuie, anunțați-mă și... Tot ce este benefic pentru omul, niciodată n-am zis, adică stea curioasă mea a fi costat 20 de ani. E o sumă infimă în comparație cu ce sume am cheltuit noi. Ideea este bună, scuzeți. Mulțumesc, domnul Dumnezeu. Dacă mai dorești cineva, puteți spune la bateria unui prezent. Sunt la vot acest material. Cine este pentru, împotrivă, abține. Trecem la punctul 2, cu o să-mi tratezi. Proiect de hotărâri privind modificarea statutului de funcție. Statutului de funcție. Da, statutul de funcție. Inițiator primarul comunii.
având în vedere că primăria Sărbătorenei a organizat un scurs pentru ocuparea postului consilier sociolog grad 1, unde a fost ocupat de doamna din Mofte, trebuie modificat statul de funcție și nu a angajat, că se ocupă doamna din. Adică în locul doamna Catana va apărea doamna Achima, măcată doamna, deci s-ar trebui modificat. Modificat statul de funcție. În scriere la cuvânt. Ce sunt? Deci trece. Cine este pentru? Împotriva abținere. Punctul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de dare în administrare școala gimnazială numărul 1 Sărbâlei, județul Bacău, a imobilului construcție, construire școală, cartier plus etaj, și centrală termică, s-ar să trăiesc omul la Sărbâlești, județul Bacău. Ți-a tot primat de unul. Conform legii 1, educație naționale, unitățile școală se dă sub administrare, directul unității școlare, pe baza unui protocol, încheiat între primărie și unitatea școlară. S-a întocmit acel protocol, se supune aprobării Consiliului Local și semnării acestui protocol de dare spre administrare a acestei unități școlare de către directul unității școlare, care la rândul lui va încheia procese verbale de predare către licitație cu obiecte rezultate pe fiecare casă. Dar important este protocolul încheiat între Consiliul Local, OASTA, dintre unitatea administrativă teritorială, Sărbâlești și directul unității școlare, respectiv școala gimnazială din Sărbâlești. Discuții cu acela material prezentat. Dar aici nu cred că se... Da, aici nu se trece. Este punem la vot și acest punct de ordine. Știe cu pentru. Împotriva abține. Punctul 4 de ordine de adezie. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului ocupațional pentru anul 2019. Inițiator prin anul 2019. Noi, în modalitatea instituției, mai avem câteva posturi vacante, respectiv chiar cu mai multe posturi, dar cumva, consilier superior cu studii juridice, consilier superior gradul pe articol, în vederea, poate la concurs sau ocupărilor acestor posturi vacante, trebuie aprobat plan operațional pentru anul 2019. Neavând acest plan ocupațional aprobat de Consiliul Local, nu putem scoate la concurs posturile vacante disponibile pentru 2019. Discuții? Dar până la urmă, contat, l-ați găsit, a venit cineva? Da, da, da. Sigur, la vot și acest punct de ordine. Cine este pentru? Împotriva, abține. Punctul 5 de ordine. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul Bogoi. Cine face propuneri? Domnul Dichiriță Vasile, propune pe? Alte propuneri. Nu mai sunt. Supune la vot cine este pe domnul Trepăduș ca președinte. Punctul 5 diverse. Înscriere la cuvânt. Domnul Sarcă Antoni. V-aș întreba pe domnul primar dacă știe că în 2019 se sfințește biserica de la cuvânt. Așa din informații, dacă știți, nu? Noi, din Părintele, că nu a venit un document aprobat de Sfântul Părintele. Directă cu documentul de aprobare a Bisericii de Sfințire în august 2019. Da. Eu am explicat în ședința anterioară, în momentul când s-a sfințit Biserica de la Sufu, erau de față părintele Belca, respectiv încă vreo 20 de preoți, unde am solicitat sfințirea acestei biserici. Deci, nu se poate ca Biserica de la Coma să aibă 15 ani, 20 de ani să nu fie sfințită. Preasfințitul a fost de acord. Atât. Din informații pe care avem noi, ați fi promis și o sumă de bani. Nu ați specificat, dar sperăm că veți sprijini și biserica cu o sumă de bani.
Consiliul local a luat cunoștință de sprijin, dar nu pot să spun ce sumă de bani. Nu, deci nu a fost vorba de suma, deci ce sumă. Dar sperăm că va fi și o sumă de bani pentru biserică. O sumă de bani, dar nu pot să spun ce sumă de bani. Da, nu, nu-i vorba. O să fie la rectificare de necesitățile comune. Ce aș vrea să comunic cel mai important? Să nu pățim ceea ce a pățit cu geamurile de la termopan. La ce am pățit? Păi știți bine ce am pățit. După ce s-a pus termopanele, s-a lovit că nu mai sunt geamuri termopane, nu mai sunt bune. De exemplu, domnul consilier Marioja, atunci pe timpul la noi era consilier, n-a fost de acord cu termopanele. Să nu pățim și acum ceea ce am pățit pe timpul ăla. Dar nu mai mințim ca paradisele... Acum vorbesc, după aia vorbești mă, acum vorbesc, după aia vorbiți nu vorbim acum. Deci ar fi ce mai important, domnul primar, dacă se poate. Dacă avem de vieri șantier, o să fie organizat cu vieri șantier, nu li să vină cei care sunt din administrația bisericii. El este din partea lui acolo la biserică, o să face noi să pățim ceea ce s-a pățit și bănuiesc că se va întâmpla. Nu știu cum să spun eu, dar conform legislației, noi am avut, nu, probleme, unele discuții, sau cum a fost cu curtea de cont. Da. Toți banii care primăria îi aruncă pentru, pentru curte, sunt două moduri de decontare. Două moduri de decontare. Un mod de achiziție a materialelor și punerea în operă a materialelor, da? Pentru o lucrare care este reabilitată, adică fără autorizație de construcție, dar și acele lucrări necesită situații de lucrări semnate de dirigintele de șantier, iar în cazul unor biserici care au autorizație, nu poți efectua nicio lucrare dacă nu ai semnătura dirigintelui de șantier. Adică, și a doua variantă de decontare e următoarea. Să aluci, să zicem, 5.000 de lei bisericii, biserica să vină cu situații de lucrări, pe aia 5.000, aloci 5.000, biserica să vină, dar varianta asta eu nu prea o agrez, din anumite motive nu o agrez. Adică situațiile de lucrări respective sunt semnate dirigintele de șantier, iar decontările sunt făcute de primărie. Deci asumarea răspunderii este a primarului. Adică nu poți să dai niște bani fără să verifici acele lucrări. Adică dacă ați auzit la Berșești, Berșești, o să vă spun la sfârșit, a fost o problemă acolo cu zidurile și nu vreau să pățesc aceste ziduri. Adică cum s-a pățit la Berșești. O să vă povestesc cu o altă ședință. Da, da. Deci altceva cum atunci? Cum putem să facem? Cum o să finalizăm până la urmă? Pentru că trebuie... Va fi foarte simplu. Adică va fi banii care se vor strânge de la contribuabilul satului, vor fi coordonați de biserică, cu Consiliul Parohial. Primăria nu are nicio treabă cu banii respectivi, iar banii care sunt alocați de primărie vor fi coordonați de un diriginte de șantier care vei fi... Nu mai are diriginte acolo de șantier acolo. Ne-am asigurat. Exact. Este obligatoriu. Deci, trebuie să este obligatoriu. După cât știu eu, biserica fiind o instituție independentă, are conducere și organizare independentă, noi o să le aprobăm anumite sume de bani din bugetul anului viitor pentru culte și treaba lor cum se organizează. Nu există așa ceva. Nu există pentru că cu tare contul, nu verifică instituția respectivă. Nu este de legi. Nu este de legi, dar nu coordonăm noi Consiliul Local. Pe legislație nimeni nu are ce să scrie pe legislație. Să puneți atât de bine legislația încât neînică, domnul secretar a scos HG82, în care spune mod de decontare. Am spus, sunt două moduri de decontare. Ambele moduri de decontare sunt listate. Nu contestă faptul că trebuie să respectate legile privind decontările. Dar, ca să-i impun eu Consiliul de Administrație a Bisericii, dar nu are. Dar n-am spus asta. Să facă nu știu ce. Sau preotul să facă nu știu ce. N-am spus asta. Păi eu asta am înțeles. Nu, n-am spus asta. Există un DALI, o documentație de autorizare a lucrărilor de investiție, care este făcută de un proiectat. Unii există lucrări pe care a spus părintele. Adică se va pune un albedo, se va pune parchet, se va face...
Adică asta ne-a scos de evidență. Noi, Consiliul Local, punem termopane, noi mai punem termopane. Nu, la solicitare există un proiect. Iar acel proiect sunt niște lucrări, unde sunt puse pe acel lucrări. Eu nu pot să, noi nu putem să dăm loc decât pe lucrările care sunt proiectoare. Că noi altfel vizionăm. Proiectul cine face? De ce mi-a aruncat pe urmă? Eu nu știu ce am zis. Înseamnă că n-am discutat cu el. Acolo va fi o problemă să-mi facă niște orgolii. Trebuie lăsat orgolii și mai asculte și el ce vrea și oamenii. Eu, de exemplu, dacă mă duc și zic să facă ceva, noi venim. Nu, 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 nu